Bună seara, sunt Diana Ambros și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Moldovenii sărbătoresc astăzi învierea Domnului. Noaptea trecută, bisericile din toată țara au fost pline de oameni care au venit să ia lumina sfântă și să sfințească bucatele. Fie ca asta lumină, măcar între vecini și între vecini trebuiește pace. Creștinii ortodoxi din România, Rusia, Ucraina, Georgia, Grecia, dar și alte țări sărbătoresc azi Paștele. Iar azi noapte au participat la slujbele de înviere. Una dintre cele mai mari a fost oficiată la Moscova în prezența liderului de la Kremlin. În timp ce Putin era la slujba de Paște ținută de Patriarhul Kiril, Rusia a atacat Ucraina cu 24 de drone Shahed și a anunțat că a cucerit localitatea Ocheretne din Donetsk. Hristos s-a înviat, a răsunat aseară în toate bisericile din țară. Învierea lui Iisus a fost slăvită de mii de enoriași care au mers la slujbe. La Catedrala Metropolitană din capitală, oamenii au adus coșuri pline cu ouă roșii, pască, dulciuri și vin și au așteptat până dimineața ca preoții să le sfințească bucatele. Catedrala Metropolitană din capitală a fost împânzită aseară de credincioși. Oamenii au stat toată noaptea la slujbă și s-au rugat pentru sănătate și pace, spun ei. Deoarece catedrala a devenit neîncăpătoare, unii enoriași sunt nevoiți să asculte liturghia de afară. Aici au fost instalate mai multe ecrane, de unde oamenii pot privi slujba în direct. După slujba învierii, spre dimineață, Mitropolitul Vladimir a ieșit în fața mulțimii adunate în fața catedralei și a sfințit coșurile pline cu bucatele aranjate în fața lăcașului sfânt. Avem pască, ou, ca de obicei sare, zahăr, ca bunii creștini, o lumnare aprinsă și un cuvânt bun. Sperăm. Da, da, fiindcă locuim aproape și este locul nostru sfânt, în care ne vedem și cu prietenile alături. Oamenii pe care i-am întâlnit în scoarul Catedralei Metropolitane ne-au spus că vor marca Paștele în familie, alături de cei dragi. Te ducem acasă, punem un ou sfințit în apă și punem copiii acolo. Не спалам по фаце. Великолепно. Радуюсь такому прекрасному празднику. Elena ne-a spus că în fiecare an vine la catedrală pentru a sfinți coșul plin cu bunătăți. Ne place. E și spectaculos și frumos și sacru. La noi în familie așa este tradiția să mâncăm sfințit. După aia ne culcăm și ziua deja pe la rude. Creștinii și-au spus Hristos a înviat și au mers acasă pentru a se așeza la masa de sărbătoare. Peste o săptămână, credincioșii ortodoxi vor sărbători Paștele Blajinilor. Înainte de a sfinți bucatele, oamenii au luat lumina sfântă care a fost adusă de la Ierusalim în toate bisericile și mănăstirile din țară. La Catedrala Metropolitană din centrul capitalei, focul Harica a fost adus de la Tel Aviv de un grup de pelerini din cadrul Mitropoliei Moldovei. Mitropolia Basarabiei a adus lumina sfântă în țara noastră cu avionul de la București. O procesiune solemnă a avut loc la aeroport. Focul Harica a ajuns la Catedrala Metropolitană în jurul orei 20. Delegația în frunte cu Mitropolitul Vladimir fiind așteptată lângă Arcul de Triumf de sute de preoți și enoriași. Aducem mulțumiri și dumneavoastră tuturor celor care v-ați rugat împreună cu noi pentru ca și anul acesta 2024 Lumina Sfântă, Lumina Cerească să podoare în Biserica Învierii Domnului, la mormântul Domnului, în Țara Sfântă.
Hristos a înviat! Primii care au primit lumina au fost preoții. Ulterior, lumina a fost împărțită și mulțimii adunate în fața catedralei. Один из самых великих-великих праздников. Стараюсь каждый год, потому что приходишь сюда и как-то, знаете, чувствую себя так хорошо и как-то как будто что-то за спину, какие-то мурашки. După focul Haric au venit de la mic la mare. David, spre exemplu, a venit cu toată familia. De ce este important focul? Ca să fim vii, dacă el nu va veni într-un an, e sfârșitul lumii. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Focul Haric. Valentina ne-a spus că vine în fiecare an să ia lumina sfântă. În primul rând să o primim în suflet și apoi în casă și să păturim învierea lui Iisus Hristos. Pentru asta am venit. Am venit cu nădejde să facem pace toți. Am în vedere în națiunile noastre, care anume între vecinii noștri care ne înconjoară. Să nu ne mai urăm fiica asta lumină, măcar între vecini și între vecini trebuiește pace. Această femeie însă ne-a spus că de mulți ani nu a mai avut ocazia să vină după focul Haric pentru că muncește peste hotare. Anul acesta am avut așa ocazia să ajungem. Așa, o mică sufletește, ca acasă. Iar Elena a venit din Olanda, unde e stabilită de mai mulți ani pentru a sărbători Paștele acasă. E tradiția noastră cu prietena mea în fiecare an să venim aici. Anul trecut n-am putut, dar anul acesta eu am venit special aici. În acest an, focul Haric de la Ierusalim a fost adus la Chișinău de un grup de pelerini din cadrul Mitropoliei Moldovei și Mitropolia Basarabiei a adus lumina sfântă în țara noastră. În premieră, Patriarhia Română a decis să aducă focul Haric la Chișinău cu avionul într-o procesiune solemnă la aeroport, unde acesta a fost așteptat de Mitropolitul Petru. Aeronava a aterizat în jurul orei 20. Ulterior, lumina sfântă a fost adusă la Paraclisul Mitropolitan Sfântul Ioan Teologul din capitală, iar de acolo a fost împărțită bisericilor subordonate Mitropoliei Basarabiei. În satul Rădeni din Călăraș, obiceiurile și tradițiile de Paște se păstrează cu sfințenie. După ce revin de la biserici, oamenii își spală fața cu ouă roșii și bănuți. Ou roșu să fiu rumene, ou alb ca să fiu sănătoasă tot anul, iar bănuții mi-au rămas mie. Eu. Vrem să păstrăm tradițiile, nu știu tineretul cum a fi mai departe. Ce alte tradiții de Paște au localnicii din Rădeni? Aflați imediat când revenim cu mai multe detalii în jurnal. De Paște, toate drumurile duc acasă. Familiile din toată țara s-au adunat astăzi la masa de sărbătoare alături de cei dragi pentru a sărbători învierea Domnului. E o sărbătoare de suflet, spun oamenii, și un prilej de revedere cu toate rudele. Toți au ciocnit ouă, au mâncat cozonac sfințit și și-au spus: Hristos a înviat! Dimineața învierii Domnului a adunat la masa de sărbătoare numeroasa familie Bragheș din comuna Grătiești. Bucuroase că s-au revăzut, rudele au ciocnit ouă roșii și pahare cu vin. Sărbătorim acasă, împreună cu nașii, părinții, nepoții și toți cei care sunt alături. Este o zi de odihnă pentru toți, ca ziua de Paști și mâine tot. Ne-am organizat toți care suntem pe loc prin telefon. Și pentru că de sărbători toate drumurile duc acasă, au venit și rudele de peste hotare. Fica ai venit cu prietenul, cred că viitorul genere, sunt venit din Olanda. Emoționat a fost și bunelul Nicolae când și-a văzut casa plină de nepoți. Victoria i-a pregătit și un colind de Paște. Noi de Paști colind când pe creștinii bucurăm, Hristos a înviat, Hristos a înviat. Așa e viața dată, că
Ne aflăm care și încotro la muncă, pe după hotare și totuși se întâmplă așa o zi plăcută, dată de la Dumnezeu, să ne întâlnim cu toată familia, cu copiii, cu nepoții, la o masă bogată. Iar tradițiile s-au păstrat cu sfințenie, astfel cei mici s-au spălat pe față cu ouă roșii și bănuți. Obiceiul spune că astfel toată familia va avea un an frumos, îmbelșugat și prosper. Ulterior, nepoții s-au aventurat în marea vânătoare de ouă de ciocolată care au fost ascunse în grădină. Noi mereu ieșim cu prietenii, cu frații și verișorii noștri ca să căutăm aceste ușoare încândiate și de ciocolată. Astăzi, dar și mâine, a doua zi de Paște, creștinii ortodoxi sărbătoresc învierea Domnului. În cele două zile libere, oamenii se revăd cu rudele și oamenii dragi și petrec timpul la masa de sărbătoare, pe care sunt nelipsite ouăle roșii, cozonacul și alte bunătăți din bucătăria tradițională. Hristos a înviat! În autonomia găgăuză, după sfințirea bucatelor la biserică și masa de sărbătoare, în familie, o altă tradiție respectată de fiecare este vizita la nași. Nu se merge cu mâna goală, se ia un colac, ouă vopsite, dar și vin pentru vestirea nașterii Domnului. Paștele este o sărbătoare pe care etnicii găgăuzi spun că o așteaptă cel mai mult, pentru că simbolizează speranță pentru pace și bunăstare pentru tot anul. De ieri, gospodinele și-au pregătit coșurile cu bunătăți pentru a merge la biserică să le sfințească. Пасочку приготовила домашнюю, яйца покрасила в разные цвета, красивые. Церковь другую еду не берут, только берут куличи, яйца, немножко вина. Pleacă de cu seară, iar dimineață se întorc acasă și adună toată familia la masă pentru a gusta din bucatele sfințite. После этого мы готовим калач для того, чтобы посетить самых важных людей в нашей жизни после наших родителей, это наших садичей, наших нанашей. Toate darurile se adună într-o batistă brodată care nu lipsește din nicio gospodărie, susțin localnicii. С таким вот калачом идут к нанашам. Bărbații au grijă să nu uite carafa de vin. Садыч! Садыч! Идесим, садыч! Иде, иде! Иде! A, buierun, buierun, buierun! Hristos de rilde! Voistână, voistână de! Oaspeții sunt poftiți în ograda, apoi le oferă nașilor darurile pe care le-au adus pentru ei. Au buier, da, zim și arătăm. Și-n strad, în buierun? Și-n strad. Сал. Сал, инсоусом. Сал. После того, как я принимаю гостей, кумовей, значит, принимаю этот калач, дорогой, вот я всех приглашаю в комнату, чтобы сесть. Localnicii din satul Beșalma susțin că Paștele este una dintre cele mai importante sărbători pentru ei. Pasca este un as долгожданный праздник. Ждем практически целый год этот праздник, потому что это воскресение Христово дает нам надежду на жизнь еще на год. Обязательно курица отварная, обязательно каурма делается из молодого ягненка, обязательно на столе холодец. И все это запивается вкусным гагаузским вином. Да. În satul Rădân din Călăraș, obiceiurile și tradițiile de Paște transmise din strămoși se păstrează cu sfințenie. După ce revin de la biserică, oamenii își spală fața cu ouă roșii și bănuți pentru sănătate și prosperitate. Tot de Paște la Rădân, oricine poate bate clopotele la biserică, iar o altă frumoasă tradiție este datul în scrinciob. Seara se poate lăsa cu dansuri și voie bună. Oamenii spun că își doresc pace și speră că tinerii vor păstra și ei obiceiurile din străbuni. S-a înviat! Adică s-a înviat!
Îmbrăcați de sărbătoare, oamenii din Redeni încearcă să păstreze tradițiile de Paște. Sat bogat cu oameni mari, oameni mari și gospodari. Pentru mine ziua de Paște este o sărbătoare mare când cum o petrec cu părinții și cu familia. Înseamnă că mă duc la biserică și ascult acolo toate lucrurile despre care se spune despre Dumnezeu și mă entuziasmează mereu. În noaptea de Paște se merge la biserică, iar dimineața în fiecare casă e lege de la mic la mare. Toți se spală pe față cu un ou roșu, unul alb și câțiva bănuți. Ou roșu să fiu rumenă, ou alb ca să fiu sănătoasă tot anul, iar bănuții mi-au rămas mie, nu iau. Două fire de busuioc le frecai în palme, după aia știi, te dădeai pe față, pe... spuneam că mă parfumez cu busuioc ca să îmi poarte mult noroc. Pe timpuri, un alt obicei al satului era datul în scrânceob, care aduna lumea la socializare. Primii erau copiii. Paide, mama ne-a dat un os, mă dau un scrânceob. Bun, bun. Mai tare! Când erau scrânceobe făcute din bunei noștri, străbunei, vineau și cu ouăle, cu bănuții care n-aveau ouă, trimiteau mama și se dădea pe scrânce pe rând. Iar când se lăsa seara, urmau adulții. Totul culmina cu un bal organizat din bănuții adunați de la mic la mare. Poate chiar aici, la acest scrânciop, se înfiripa o dragoste între doi tineri. Era o tradiție frumoasă pe care am vrea să o aducem în circuitul cultural al neamului nostru. Tot în ziua de Paște, la Redeni, oricine își dorește poate merge la biserică să bată clopotele. În a doua zi de Paște, membrii ansamblului Redeni respectă an de an o tradiție, și anume să vină la biserică îmbrăcați în port popular și să fredoneze cântece pascale. O sărbătoare frumoasă care o întâlnim toate rudele apropiate. Când s-a născut Hristos, când se naște toată natura. Sărbătoare tare sfântă. Ne adunăm cu toți împreună, părinții, copiii. Sunt niște emoții nedescris. Mi-aș dori ca în ziua de Paște să-mi vină copiii acasă. Ce mai mare dorință. Dar dacă nu este posibil, dorim pace. Pace să vii măcar la anul. Dar cu gândul o să fim împreună și o să imaginar, o să ciocnim ouă roșie. Vrem să păstrăm tradițiile, nu știu tineretul cum a fi mai departe. De Paște, oficialii din țara noastră au venit cu mesaje de felicitare. Președintele țării, Maia Sandu, a copt pască, a vopsit ouă și a vorbit despre tradiții și obiceiuri. Premierul Dorin Recean a îndemnat la solidaritate, iar președintele Parlamentului, Igor Grosu, a făcut apel la unitate. Și ambasadorul Statelor Unite în țara noastră ne-a urat sărbători fericite în limba română. Am sărbătorit Paștele an de an și am deschis casele pentru lumină chiar și atunci când învierea era interzisă, iar bisericile distruse. Într-un video emoționant publicat pe pagina sa de Facebook, președintele țării, Maia Sandu, coace pască și vopsește ouă, marcând astfel tradițiile pascale. Noi, în Moldova, când ne spunem cu fețele luminate, Hristos a înviat, adunăm tot neamul în această adresare. Șefa statului a venit și cu un mesaj de felicitare. Vă îndemn să promovați obiceiurile noastre oriunde ați fi. A avut un cuvânt de spus și premierul Dorin Recean. Puterea oamenilor noștri este în unitate și solidaritate în toate lucrurile în care credem și pentru care muncim zi de zi. Să întâmpinăm Paștele alături de cei dragi, părinți, frați și surori, plini de speranță și încrezători în viitor. Se arată în postarea pe rețelele de socializare a premierului. Să ne aducem aminte de momentele frumoase din copilărie, de tradițiile noastre, de cei dragi care nu mai sunt printre noi sau care sunt în dificultate. Să vorbim de prezent,
să prețuim pacea și libertatea. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a felicitat moldovenii printr-un filmuleț video în care acesta apare în timp ce încondăiază ouă alături de un grup de copii, după care toți împreună au decorat copacii din scoarul legislativului. Sărbători luminate tuturor! Iar ambasadorul Statelor Unite în Republica Moldova a felicitat moldovenii cu prilejul Paștelui în limba română. Alături de soția sa, ambii îmbrăcați în haine tradiționale, au venit cu urări. Din partea noastră, a lui Michel, a lui Annie și a mea, vă transmitem cele mai sincere urări și un Paște binecuvântat. Aha. Hristos a înviat! Adevărat! De Paște, rușii au făcut repetiția generală pentru parada de 9 mai în Piața Roșie de la Moscova, ca și anul trecut la defilarea blindatelor, fiind prezent doar un singur tank și acela sovietic. Repetiția paradei din Piața Roșie s-a încheiat cu zborul avioanelor de vânătoare și de luptă. Revenim cu imagini imediat. Creștinii ortodoxi din întreaga lume sărbătoresc astăzi Paștele, iar noaptea au participat la slujbele de înviere. La București, bisericile au fost neîncăpătoare, oamenii au venit să ia focul haric și să-și sfințească bucatele. Iar la Moscova a fost oficiată una dintre cele mai mari liturghii în prezența liderului rus Vladimir Putin, asta în timp ce din cauza bombardamentelor ucrainenii au fost sfătuiți să stea noaptea acasă, iar la sfințit au venit abia spre dimineață. Paștele este marcat și în Grecia, Georgia, dar și alte țări. În noaptea învierii, bisericile din toată România au fost pline de credincioși care au venit să ia lumina sfântă. Enuriașii i-au cântat într-un glas cu preoții și s-au rugat pentru sănătatea apropiaților și pace. Catedrala Mitropolitană din Timișoara s-a transformat într-un altar al luminii la miezul nopții. De departe, cea mai frumoasă și cea mai importantă sărbătoare pentru toți creștinii. E și un moment de a mă gândi la toți ai mei. În Ucraina, noaptea învierii a trecut cu alertă de raid aerian. Oamenii au fost îndemnați să privească slujba învierii de acasă, dar asta nu i-a împiedicat pe credincioși să vină dimineața la biserică, când totul s-a mai liniștit, pentru a lua lumina sfântă și pentru a sfinți coșurile cu ou, cozonac, miel și vin. Îmbrăcat într-o cămașă tradițională numită Vâșivancă, în fața catedralei Sfânta Sofia din Kiev, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a făcut un apel la concetățenii săi cu ocazia Paștelui. Acesta a îndemnat oamenii să se unească în rugăciune unii pentru alții și pentru soldații de pe front. Biblia вчить нас любові до ближнього, а сьогодення показала нам справжнє значення цього слова. А колишній сусід, що постійно набивався нам у брати, для нас далекий на віки. Він порушив всі заповіді, зажадав наш дім, прийшов нас вбивати. Світ бачить це, Бог знає це. І ми віримо у Бога на плечі шеврон з українським прапором. Între timp, rușii s-au înghesuit la Catedrala Hristos Mântuitorul din Moscova pentru a participa la slujba de Paște condusă de Patriarhul Kiril, un susținător al războiului din Ucraina. La ceremonie a fost prezent și președintele rus Vladimir Putin împreună cu primarul Moscovei Serghei Sobianin, fiecare ținând în mână câte o candelă. Și creștinii ortodoxi din Georgia marchează Paștele, chiar dacă în ultima perioadă țara a fost cuprinsă de manifestații violente. A fost o noapte importantă și pentru credincioșii greci. Sute de oameni au venit la catedrala din capitala insulei Creta pentru a duce acasă lumina sfântă de la Ierusalim. Pentru creștinii ortodoxi și greci, Paștele reprezintă cea mai mare sărbătoare religioasă din an. După miezul nopții au fost lansate focuri de artificii, iar unele imagini arată lumânări aprinse în fiecare casă.
Aflată de 3 ani în război, Ucraina a primit din nou vestea învierii sub amenințarea bombelor rusești. Cu câteva ore înaintea începerii slujbelor în bisericile din toată țara, orașul Harkov a fost atacat. Apărarea aeriană ucraineană a transmis că a doborât 23 din 24 de drone Shahed lansate de ruși. Între timp, Ministerul Rus al Apărării a raportat ocuparea satului Ocheretne din regiunea ucraineană Donetsk. Aproape de miezul nopții au răsunat sirenele în jumătatea estică a Ucrainei pentru că era risc de bombardamente cu rachete balistice. Rusia a atacat în noaptea de Paște cu 24 de drone Shahed. Motorul a fost где-то вдалеке, а потом резко бамс. И хлопок. Вибух, да, и всё, оно как в тумане. Au fost vizate regiunile Harkov, Dnipro și orașul Port Odessa, unde au murit cel puțin 2 oameni. Dronele au provocat un incendiu la o fabrică de produse alimentare și au avariat alte obiective de infrastructură, locuințe și clădiri comerciale. Forțele rusești au anunțat astăzi că au preluat controlul asupra localității Ocheretne din estul regiunii ucrainene Donetsk, iar ultimele imagini de acolo arată că satul este în ruine. Протягом дня російські терористи застосували 8 ракет різних типів, майже 70 керованих авіабомб проти наших прикордонних громад. І позиції на фронті. Російське зло навіть напередодні Великодня не зменшує свого прагнення нести руїни. Între timp, soldații de pe front au sărbătorit învierea lui Hristos așezați la o masă modestă, au ciocnit câte un ou și au transmis gânduri bune celor dragi. Hristos voscres! Voistinu voscres! Ava Iura! Militarii ucraineni întâlnesc deja pentru al treilea an Paștele pe front. Naționala Moldovei de rugby a bătut-o pe Bulgaria cu 48-6 și a reușit 3 victorii în 3 meciuri. Haiducii au obținut astfel dreptul de a juca barajul de promovare în divizia a doua. Iar Petrocup Hâncești are nevoie de o victorie în ultimele 2 etape pentru a deveni în premieră campioana a Moldovei. Ieri formația lui Andrei Marten a demolat-o cu 7-0 pe Dacia Buiucani. În schimb, Real Madrid este deja noua campioană a Spaniei după ce a profitat de eșecul Barcelonei. Cum au sărbătorit cei de la Real, dar și alte știri din sport, vedeți în câteva clipe. Rusia se pregătește pentru parada de 9 mai. La Moscova au început repetițiile. Totuși se pare că istoria de anul trecut se repetă la difilarea blindatelor, fiind prezent doar un singur tank, dar și acela din timpul sovietic. Repetiția din Piața Roșie s-a încheiat cu zborul avioanelor de luptă și de vânătoare, care sunt adesea folosite în atacurile asupra Ucrainei. Repetiția generală pentru parada de 9 mai a început în Piața Roșie de la Moscova. Militarii au fost aliniați, iar imnul a răsunat. A urmat apoi defilarea primei coloane de echipament militar, condusă de un singur tank din vremea sovietică. Blindatul a fost ținta ironiilor anul trecut, fiind la fel unicul tank prezent la parada de 9 mai. Repetiția paradei din Piața Roșie s-a încheiat cu zborul avioanelor de vânătoare și de luptă, care au răspândit deasupra capitalei fum în culorile tricolorului rusesc. În total vor fi implicate peste 9.000 de persoane. Anul trecut, parada s-a lăsat cu investigații, dar și glume din partea internauților, fiind numită una regizată. Atunci, potrivit serviciilor britanice, miile de soldați care au defilat nu erau trupe reale de luptă, iar veteranii militari care au stat alături de Vladimir Putin la paradă nu au fost soldați din cel de-al doilea război mondial, ci foști agenți secreți sovietici. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează filmul Top Gun. Nu uitați, dacă aveți informații și imagini care pot deveni o știre, ne le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 0794005008. O seară frumoasă!